Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi facem un clip despre cheltuielile totale pe care eu le-am avut cu Dacia Duster, ca să aveți o idee cam cât costă întreținerea pentru un Duster pe o perioadă de 3 ani, atâta timp cât a fost în garanție. După cum bine știți, dacă aveți garanție la un autovehicul, ar trebui să faceți schimburile de ulei și întreținerea mașinii la un service autorizat sau măcar să faceți manopera la serviciul respectiv, chiar dacă nu cumpărați piesele de schimb de acolo. Eu nu am mai stat să mă complic să caut piese de schimb din alte părți și chiar de la prima revizie, de la primul schimb de ulei, am ales să iau piesele de la serviciul autorizat din zona Suceava, și anume de la Darex Auto. Am luat piesele de acolo, am făcut schimbul acolo. Momentan am ajuns la 77.000 de kilometri și în cele ce urmează vă voi arăta costurile efective ale reviziilor, plus ce s-a mai schimbat pe garanție și cât a costat, cât au fost acele schimburi sau cât ar fi fost acele schimburi dacă nu erau suportate de garanție. Din păcate nu am reușit să scot toate facturile, sau mai bine zis, nu am vrut să scot toate facturile până în momentul de față. Le-am scos până pe la jumătatea lui 2020, iar după această dată am un tabel mai simplu în care am trecut valorile reparațiilor și acolo nu vom intra în detalii. Vom începe cu prima factură. A fost, mă rog, acest service sau această revizie a fost făcută la data de 27.05.2019. La momentul respectiv aveam 16.821 de kilometri. Ca piese am avut filtru de ulei, filtru de motorină, de aer, de habitaclu și am folosit ulei ELF DPF5W30. Și am avut nevoie de 6 litri, pentru că în motorul de 1.5 dotat cu AdBlue intră undeva la 5.5 litri. După cum puteți vedea și în factură, nu știu dacă se poate observa, manopera a costat 225 de lei, iar piesele 554 de lei. Asta fără TVA. Deci total cu TVA, prima mea revizie din mai 2019 a costat 930 de lei. Recunosc că la momentul respectiv mi s-a părut o sumă destul de mare, dar asta e, am acceptat. Eram conștient că mașina este în garanție și efectiv nu voiam să îmi asum vreun risc cu piese din altă parte sau știu eu ce alte chestii pe care le poți face pentru a mai scădea costul unei revizii. După aceea, pe la 18.300 de kilometri, am mai avut o intervenție în service. Nu mai țin minte care a fost problema, dar cred că ceva mi s-a părut mie la momentul respectiv, că aici văd că s-a făcut un test pe calculator și o verificare stare tehnică auto, care m-a costat 89 de lei. Așa. Da. Acum mi-am adus aminte. Am fost făcut o ieșire și la un moment dat, după ce am forțat puțin mașina, a apărut un fum alb de la motor, iar după aceea am mers în service și am verificat dacă nu este vreo problemă. Următoarea revizie am făcut-o la pe data de 16.12.2019. Pe când mașina avea 32.000 de kilometri. De data asta, revizia a costat mai puțin. De fapt, a fost gratuită, ca să fim mai concreți. La momentul ăla am câștigat o revizie gratuită la Darex Auto și eu nu am plătit nimica, dar dacă vreți să vedeți factura, a fost undeva la 540 de lei. Ca să fim mai detaliați, deci am schimbat filtrul de ulei, filtrul de motorină, nu am mai pus ulei ELF, ci mi-a pus
nu știu dacă se vede, ulei Dacia Oil Plus. De unde și diferența de preț la piese. La următoarea intrare în service, pe la 35.000 de kilometri, m-am decis să pun și un scut la motor și înlocuirea scutului a costat 91 de lei. Scutul a costat și el 800 de lei. Cu înlocuirea a fost 900 de lei. La sfârșitul clipului vom face un total al revizilor și al reparațiilor ca să vedeți pe ansamblu cât costă întreținerea la sau cât a costat întreținerea la Dusterul meu. Dacă veți achiziționa un Duster acum, chiar dacă este diesel, s-ar putea ca toate aceste costuri să fie un pic mai mari. Următoarea am făcut-o pe data de 13.07.2020 la 47.000 de kilometri și a costat și a fost 771 de lei. Asta a fost costul final. Să vedem ce fel de ulei am pus. Deci Dacia Oil Plus DPF Diesel 5W30 5 litri. Cred că mai aveam câțiva mililitri de la ultimul schimb și nu a fost nevoie să iau 6 litri. Ok, cam astea ar fi facturile pe care eu le am în detaliu. De la data de 13.07, când am făcut revizia la 47.000 de kilometri, am mai avut o intrare în service pe garanție despre care vom vorbi mai încolo. Iar următoarea revizie am făcut-o pe 14.12.2020 la 59.900 de kilometri, așadar aproape 12.000 și a costat 657 de lei. După aceea, pe 25.08 am făcut revizia, dar am schimbat și plăcuțele de frână, am dat jos și scutul și l-am îndreptat. Totul a costat 1.152 de lei. Asta la 69.000 de kilometri. Cam atât cu reviziile. Deci, dacă ar fi să numărăm, în 70.000 de kilometri, că punem ultima revizie, am făcut 1, 2, 3, 4, 5. 5 revizii. În mod normal ar fi trebuit să le fac la 20.000 de kilometri, dar având în vedere că folosesc Duster-ul un pic mai agresiv, ca să spun așa, am zis că nu este ok să aștept atât de mult și le-am făcut mai repede. În afară de aceste revizii, au mai fost și alte reparații sau lucruri pe care le-am montat pe Duster, le-am schimbat, le-am stricat, le-am înlocuit, mă rog, după cum urmează. 200 de lei a fost, 200 de lei au fost, a fost montajul bandourilor și a protecțiilor pentru aripi. În afară de acestea, în afară de montaj, ele au costat 1000 de lei, deci 1200 de lei bandourile. Așa, după aceea, verificarea de care vă spuneam, încă o verificare la un moment dat, 89, 91, 56, 40, 94, da, astea au fost, să spun, câteva intervenții mai mici. Pe data de 6.12 am înlocuit amortizoarele, am montat sistemul de navigație, plus curățarea scutului de la motor, totul a costat 1208 lei. Mai mult de atât, amortizoarele au costat și ele undeva la 2000 de lei, cu tot cu kitul de coborâre a motorului. Pe data de 26.08.2021, știți și voi, am schimbat kitul de ambreiaj. Costul total al operațiunii, totul a fost 3.900 de lei. Da. Cam astea au fost intervențiile contracost pe care eu le-am făcut cu mașina. Despre ce am făcut, ce s-a făcut în garanție și cât a fost valoarea reparațiilor în garanție, vom vorbi într-un clip separat. În momentul de față vom face
costul total al întreținerii și îl voi afișa pe ecran în momentul ăsta. Acum că aveți această valoare, ce părere aveți? Merită să cumperi un Duster acum în 2022? Nu uitați că aceste costuri totale s-ar putea să fie mai mari pentru că la urma urmei s-au scumpit toate și cel mai probabil următoarea revizie pe care o să o fac tot la reprezentanță va fi mai scumpă cu 10-20%. Aștept opiniile voastre în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc drumuri bune. Nu uitați să vă abonați pentru a fi notificați când voi face și clipul cu ce s-a schimbat pe garanție, ca să vedeți dacă a meritat sau nu să țin garanția și dacă merită sau nu să cumpărați o mașină nouă și să faceți toate schimburile și toate lucrările de întreținere la reprezentanță tocmai pentru a nu pierde această garanție. Vă mulțumesc pentru atenție, iar până data viitoare vă doresc drumuri bune. Pe curând!